Radu este din satul Bălceana, raionul Hâncești, și învață în clasa 9 la liceul din Lăpușna. Părinții băiatului au luat în calcul o eventuală situație că la instituție nu va fi formată clasa 10, așa cum s-a întâmplat în acest an de învățământ. Cred că voi merge la Hâncești, la Mihai Sadoveanu. Mama deja a vorbit cu rudele și s-au înțeles în caz de nu se face liceu aici. Și alți elevi din Lăpușna se gândesc de pe acum la ce liceu să-și continue studiile, deși nu și-ar dori să plece de acasă. Cred că voi merge în România. Care este dorința ta? Să se facă aici. Vreau să fiu mai aproape de părinți și nu vreau să plec printre străini deocamdată. Aș dori să merg la un colegiu din raionul Hâncești. Acolo pot învăța profesia și după profesie pot da și bacalaureatul. Regulamentul de admitere la liceu prevede că o promoție poate fi formată doar dacă există două clase de a 10-a, a câte 25 de elevi. Administrația liceului din Lăpușna se străduie să convingă atât pe copiii din localitate, cât și pe cei din satele din apropiere să-și continue studiile în această școală. Viitorilor liceeni le sunt promise studii de calitate și cazare în cămin. Am dat în exploatare căminul liceului, un cămin cu condiții moderne, cu băi, cu veceu, cu spațiu foarte bun pentru cazare și sperăm că vor veni copii din jur și din satele din jur vor opta pentru liceul teoretic Lăpușna. Potrivit autorităților raionale, doar jumătate din numărul absolvenților de gimnaziu își continuă studiile în licee. Sunt foarte mulți din absolvenți care optează pentru învățământul din școlile profesional-tehnice și pentru colegiile de construcție. Datele Biroului Național de Statistică arată că numărul liceenilor s-a redus în ultimii 4 ani cu 30%, de la 64.000 în 2008 la 46.000 în 2013.